Bine ați revenit! În clipul de astăzi vom discuta despre lupta, meciul, conflictul momentului, mai exact, bătălia dintre Khabib Nurmagomedov și Conor McGregor. Cine consideră că va câștiga? Ei bine, dacă McGregor nu va obține o victorie prin knockout în prima rundă, atunci, cu siguranță, din punctul meu de vedere, Khabib va obține o victorie prin strangulare în runda a treia sau a patra cel târziu. Asta este pronosticul meu. Mizez pe Khabib Nurmagomedov. Dar până să trec la subiectul fierbinte, țin să menționez că toată gala a fost una de o calitate superioară, cu bătălii reale, cum ar fi meciul dintre Tony Ferguson și Anthony Pettis. Și să nu uităm de marea răsturnare de situație la propriu din runda a treia, în meciul dintre Derrick Lewis și Alexander Volkov. Cine nu a apucat încă să vadă toată gala, să vă uitați, vă descurcați voi, o downloadați de undeva, nu pot să zic de unde pentru că este ilegal. Și chiar înainte să trec la subiectul fierbinte, permiteți-mi să iau o gură de cafea. Haterii vor spune că este reclamă mascată, iar eu îi voi contrazice și le voi spune că este reclamă pe față. Am prezentat istoricul și în clipul cu Conor McGregor a luat-o razna, dar o să zic pe scurt, Khabib Nurmagomedov s-a dus într-o bună zi, o zi însorită, sper, cred, și i-a dat două pălmuțe la ceafă coechipierului sau partenerului de antrenament al lui McGregor și anume Artem Lobov. A spus niște lucruri destul de nepoliticoase la adresa lui Khabib pe media socială. Khabib snimался уже 6 раз. Он снимается, у него там чуть-чуть заболело, у него там в заднице или еще где-то, он снимается. Так кто здесь chicken у нас? Кто боится секунд? Будет сниматься каждый раз. Что еще там говорил? Khabib s-a dus, l-a întrebat care e situația. Apoi ce să vezi, Conor McGregor, în stilul lui caracteristic și nonconformist, a spart unul din geamurile autobuzului în care se aflau luptătorii pentru gala UFC 223, gala la care McGregor nu era nici invitat, nici participant sub nicio formă, dar a vrut el să-și regleze conturile într-o manieră destul de nonconformistă. Urmăriți-mi acel clip cu Conor McGregor a luat o razna și vedeți mai multe informații acolo. Dar să revenim la istoricul mai recent, în conferințele de presă și în toate declarațiile lui, McGregor a profitat de ocazii încât să-i jignească atât familia lui Khabib, religia, stilul de viață și tot ce mai însemna Khabib și toată personalitatea lui, inclusiv tot anturajul lui și tot stafful lui. McGregor s-a ocupat de toți în stilul lui caracteristic și a spus niște lucruri destul de delicate. I-a făcut teroriști, i-a făcut informatori, i-a făcut în toate felurile, a dat unele informații destul de interesante, destul de piperate, dar a și mințit pe alocuri. Nu o să intru în detaliile astea pentru că nu sunt atât de importante, dar o să revin la opinia mea legată de meci și apoi discutăm câteva chestii interesante. Nu cred că există niciun mister referitor la faptul că Khabib l-a demolat pur și simplu pe McGregor. McGregor a fost o umbră a luptătorului de care ne-am îndrăgostit noi în urmă cu ceva timp, deși eu am renunțat la dragostea asta pentru McGregor în urmă cu un an și jumătate, cel puțin. Un an jumate, doi aș spune, chiar de la meciul al doilea cu Nate Diaz, de la revanșa lui cu Diaz, de când a făcut pe nebunul în toate conferințele de presă și deja a început să exagereze, a început să ducă acest divertisment, această promovare a luptelor lui la un alt nivel, un nivel puțin ridicol, care pentru mine cel puțin nu este foarte interesant, e puțin prea la extrem, adică mi se pare un divertisment ieftin pe care îl avem și noi după ora 9 seara pe canalele noastre naționale de televiziune. Dar mulți încă sunt îndrăgostiți de stilul lui McGregor și pot să înțeleg de ce, pentru că are o carismă aparte și a avut o ascensiune foarte rapidă și extraordinară. Merită felicitat cel puțin pentru acest lucru. Cât despre meciul mult titrat, Khabib a dovedit fără niciun fel de dubiu că a putut să-i facă față și în picioare, cât mai ales la sol. Runda a treia i-a aparținut lui McGregor, dar runda a întâi, runda a doua și runda a patra cu siguranță au fost dominate fără niciun dubiu din nou de Khabib Nurmagomedov. Nu avem nimic de dezbătut cu privire la meci. Khabib a dominat, e cât se poate de clar. Un campion adevărat își apără centura cel puțin o dată și iată că Khabib a făcut asta în fața marelui Conor McGregor. Dar apoi, imediat după ce Khabib a terminat lupta cu brio, a decis să se ducă să sară
peste gard și să atace de unul singur tot anturajul, tot stafful lui Conor McGregor. Și după aceea s-a dezlănțuit o mare de evenimente. Acum, ceea ce s-a văzut în filmarea propriu-zisă, în filmarea galei, după ce Khabib a sărit peste gard, i-a atacat pe cei de acolo, sau a încercat cel puțin, pentru că nu putea să facă la urma urmei mare lucru, deoarece era de unul singur, au sărit încă vreo doi membri din anturajul lui Khabib peste garduri și l-au atacat pe Conor McGregor. Cel de-al doilea, un domn în roșu, i-a dat vreo 2, 3, 4 lovituri lui McGregor, pe care cu siguranță le-a simțit pe moment cel puțin. Din filmarea propriu-zisă s-a văzut cum că săracul Conor McGregor stătea și el acolo, a variat de înfrângerea recentă, nu știa ce se întâmplă și deodată au venit doi domni și l-au lovit pur și simplu și săracul McGregor nu merita nimic din ceea ce s-a întâmplat. Cel puțin nu în această măsură. Și sunt total de acord dacă asta ar fi realitatea. Doar că vedeți dumneavoastră, au apărut multe alte filmări care au fost înregistrate de cei care au fost prezenți în public la acea luptă și s-a văzut clar cum Conor McGregor, fără să fie atacat, atins măcar în vreun mod de oricine din anturajul lui Khabib Nurmagomedov, l-a atacat pe, din ce am înțeles, vărul sau fratele lui Khabib, oricum ar fi un om din staful lui Nurmagomedov, fără niciun fel de motiv, iar apoi evident au venit și cei doi despre care am vorbit anterior. Nu mă credeți sau nu ați apucat încă să vedeți cele întâmplate? Bun, haideți să vă arăt eu acum clipul. Avem aici mai multe unghiuri și începem cu acesta. Îl putem vedea pe Khabib cum sare exact în acest moment peste garduri, se duce direct ca vulturul, după cum este și nickname-ul lui, și apoi îl vedem pe Conor McGregor aici, punem puțină pauză, acesta este McGregor sus, a vrut cel o parte din acțiune. Și să continuăm, vedem cum sare, se oprește acolo și vedem imediat, am pus pauză exact aici, când acesta îl pălmuiește pe unul din anturajul lui Nurmagomedov. Omul acela, vom vedea imediat dintr-un alt unghi, nici măcar nu s-a uitat spre McGregor, nici măcar nu știu dacă avea câmpul vizual pentru că erau mulți oameni în jur, s-a dus direct pe gard cu gândul de a vedea ce se întâmplă în situația în care Nurmagomedov era acolo jos, înconjurat de staful lui McGregor. Mai încearcă încă o dată cu o stângă, îl trag oamenii de la securitate, apoi sare primul domn exact acum, brunetul, îmbrăcat în negru, se duce spre McGregor, o mică situație, și apoi vine cel în roșu și bam, 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 niște croșee. Și avem aici și a doua filmare, vedem cum Nurmagomedov este ținut și dăm play. Vorbește, întreține discuția, bam, rapid, se duce pe lângă, sare peste gard și acum putem vedea imediat cum vine McGregor din spate. Exact în momentul acesta a făcut săritura, punem pauză și îl așteptăm și pe celălalt domn. E, vedem exact acum am pus pauză, a apărut foarte rapid în stânga lui McGregor, domnul cu peruca galbenă, blondă, în mână. McGregor îl vede direct, instinctiv, se întoarce, încearcă să-i dea un pumn cu stânga, da, este un pumn, se vede din unghiul ăsta. Acesta ripostează omul lui Nurmagomedov, McGregor încearcă din nou, nu reușește. Bun, îl trag oamenii de la securitate, se calmează apele pentru moment, iar exact acum sare domnul brunet, îmbrăcat în negru, sare și domnul în tricou roșu, și putem vedea bam, bam, câteva croșee plasate. Bun, și cam acestea au fost încă două unghiuri concludente care atestă că McGregor a meritat cu vârf și îndesat acele lovituri primite de după. Am de făcut câteva mențiuni pentru că văd mulți tineri ușor influențabili, pentru că asta înseamnă să fii tânăr, încă nu-ți dezvolți o proprie personalitate. Și eu am fost mai tinerel, mai adolescent și eram mult mai ușor influențabil decât acum. Și de aceea, având și mulți tineri care mă urmăresc, consider că este de datoria mea să încerc să educ puțin, mai ales într-o astfel de situație, că văd pe internet extraordinar de multe persoane se înjură unul pe celălalt pentru că, vezi, Doamne, cineva îl susține pe altul și cineva pe celălalt, când de fapt oricum amândoi au câștigat bani și faimă și noi doar ne certăm ca proștii când nu câștigăm absolut nimica. Deci hai să fim serioși, hai să ne educăm puțin. Și pentru cei care consideră că McGregor este un atât de minunat exemplu de urmat și unul din cei mai tari sportivi ai planetei, hai să facem un mic rezumat, rapid așa, și cu câteva probe video. Khabib Nurmagomedov, deși l-a dominat decisiv pe McGregor, este foarte criticat acum cu privire la reacția lui de după meci, cu care nu sunt de acord, sub nicio formă. Ar fi trebuit să dea dovadă de disciplină în continuare și să nu facă un astfel de gest, să nu recurgă la astfel de acțiuni, să dea dovadă de sportiv cumpătat și elegant. Nu a putut, au fost spuse multe lucruri și se pare că acesta s-a săturat. Și originea lui, Dagestanul, Cecenia, zona în care acesta s-a născut și a crescut, este
sau a fost, poate încă este, dominată de conflicte și pot să înțeleg de ce a avut toată pasiunea asta în urma jignirilor aduse de Conor McGregor lui și patriei lui. Deci pot să înțeleg din punct de vedere uman, din punct de vedere bărbătesc, pot să înțeleg reacția lui, dar din punct de vedere al unui campion, al unui sportiv, nu este de înțeles reacția lui, dar din punct de vedere bărbătesc, din punct de vedere băiețesc, pentru că McGregor a vrut să dea în băieție când s-a dus și a atacat autobuzul ăla cu scaunul, din punct de vedere al băieției, Nurmagomedov a dovedit că este solid. Totuși, dacă vrem să facem atâta vâlvă pentru ceea ce a făcut, haideți să ne amintim și de Conor McGregor când a intrat în ring, neinvitat, într-o altă gală de arte marțiale mixte, iar atunci când arbitrul a încercat în mod legitim să-l îndrepte în afara ringului, acesta a reacționat foarte urât și a împins arbitrul, l-a bruscat și l-a amenințat, ceea ce reprezintă un comportament tipic de cioban, de meltean, de om care nu își are locul într-o competiție ce se bazează pe disciplină sportivă. Dar lumea a trecut cu vederea rapid și, dat fiind faptul că este Conor McGregor, nu s-a supărat nimeni foarte tare, deși gestul a fost foarte urât și nesportiv din partea lui, să te iei de un arbitru în așa fel doar pentru că încearcă să-și facă treaba. Cu siguranță să arătăm din nou secvența când McGregor cu toți gealații lui încearcă să spargă geamurile autobuzului, ceea ce din nou este un gest cu atât mai puțin pardonabil, având în vedere faptul că Nurmagomedov a sărit peste anturajul lui, nu peste alți oameni nevinovați, pe când Conor McGregor, atunci când a atacat autobuzul, s-a luat în mod direct de niște oameni care nu aveau nicio chestiune personală cu el. Să nu uităm de momentul în care McGregor a sărit și el peste ring și s-a dus la Jose Aldo, care era cu familia și se uita la meci. E drept că nu l-a atins, nici n-avea vreun motiv în mod real, dar a făcut acest gest și McGregor a sărit peste ring, lucru care nu cred că este legal, și l-a jignit pe Jose Aldo în fața familiei lui, ceea ce nu este un gest din nou sportiv, este din nou gestul unui om care are probleme de comportament și de temperament. Să nu uităm de asemenea și de finalul conferinței de presă de la gala UFC 202, atunci când Conor McGregor a început să arunce cu sticle în public, dorindu-și să-i lovească pe cei din anturajul lui Nate Diaz, dar cine știe pe cine altcineva a lovit. Au fost niște sticle de plastic, cu siguranță nu era vreun risc de incident major. Totuși, ești la o conferință de presă, ești acolo sus, nimeni nu te-a atins cu nimic. Cum să arunci cu sticle, așa pur și simplu ca un cioban, de la nisipari către oameni care nu ți-au făcut nimic? Adică tu poate voiai să îi lovești pe cei care te-au jignit verbal, tu rănindu-i într-un mod fizic, ceea ce nu se cade, dar poate îi răneai pe cei care n-au nicio vină, în fine, ați prins ideea. Cu siguranță acesta nu este tot istoricul în privința lui Conor McGregor când vine vorba de insulte aduse la adresa sportivilor. Acestea au fost cele mai notabile, a avut și multe alte insulte, mai ales rasiste, atât la adresa lui Floyd Mayweather, pe care l-a numit maimuță, precum și alte apelative total nesportive, din nou, pentru că ne place cuvântul ăsta, nesportiv, dar și la adresa lui Khabib Nurmagomedov, pe care l-a făcut terorist. Apoi, pentru toți stimabilii care vin cu argumentul că Conor McGregor este unul din cei mai tari, poate chiar cel mai tare, care a luptat vreodată. În primul rând, un campion adevărat își apără centura cel puțin o dată. Conor McGregor nu și-a apărat centura niciodată. A stabilit un record, a deținut în același timp două titluri la două categorii diferite de greutate. Dar asta nu-l face un campion adevărat, pentru că nu și-a apărat niciunul din cele două titluri măcar o dată. Și dacă tot vorbim de cel mai tare luptător din MMA care a existat vreodată, ați auzit cumva de Fedor Emelianenko? Ați auzit de Mirko Crocop? Ați auzit de George St. Pierre? Ați auzit de Anderson Silva și multe alte nume din MMA care ar merita și care sunt, de fapt, în vârful ierarhiei, și anume cei mai tari luptători de MMA care au trăit vreodată. Conor McGregor este un luptător foarte bun, extrem de bun, poate cel mai carismatic care a luptat vreodată, cel puțin în MMA, pentru că în box îl avem pe Muhammad Ali și pe Mike Tyson, să nu uităm, desigur. Țin să menționez asta pentru, din nou, tinerii care sunt ușor influențabili și cad în această iluzie a Instagramului și a YouTube-ului și au impresia că tot ce zboară se mănâncă uneori, și nu vreau să jignesc pe nimeni spunând asta, doar că și eu am fost mai copil și mai imatur și mai ușor influențabil și pot să-mi dau seama cât de ușor poate fi să fiu indus în eroare de niște idealuri care nici măcar nu există, de fapt. Mă bucur că am avut pronosticul bun, am zis strangulare în runda a treia sau a patra, în cazul în care McGregor nu câștigă prin knockout în prima rundă,
A fost strangulare în runda a patra, un neck crank mai exact, nu știu care e traducerea exactă în român, așa că nu vreau să pocesc termenul. Acestea fiind zise, dacă vrem să-l acuzăm pe Khabib de un gest nesportiv, haideți să revizuim și aceste gesturi total nesportive de asemenea ale lui Conor McGregor și sper că nu este nimeni foarte ofensat de faptul că nu-l susțin pe McGregor și că nu l-am pupat în fund. Cam acestea au fost opiniile mele umile. Aștept și părerile voastre și odată cu acest clip m-am gândit să fac în viitor și un top 10 cu cei mai buni luptători de MMA sau de kickbox. Am considerat că fiind un entuziast al sporturilor de contact și văzând că sunt printre voi oameni care au aceeași pasiune ca mine, aș putea să fac niște astfel de clipuri. Dacă ați vrea să vedeți, spuneți-mi și voi ține cont de feedback-ul vostru. Toate acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc din nou pentru că m-ați urmărit și până data viitoare, biceps!